În sala de festivități Episcopelie Miron Cristea a Episcopiei Caransebeșului a avut loc festivalul de poezie în Grai Bănățean intitulat Credință și Lumină. Evenimentul a încheiat seria manifestărilor din cadrul Zilelor Credinței și Culturii. La spectacol a participat și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Dăgivan și s-o socoașe, a juca, dar nu mai poașe. Nu că ar fi pe ea bătrân, dar și acum mai vezi la fân. Baba, o să-i dat cârșagul, lângă nu fângă apă și și-o dezbrăcat șupadul. Suntem bucuroși că iată am ajuns la ediția a cincea cu acest festival, care nu face altceva decât să păstreze și să pună în valoare bogăția graiului bănățean și bogăția versurilor în grai bănățean. Suntem încântați că mulți preoți din Banat încurajează și motivează profesorii, poeții, autorii, dar și copiii și tinerii pentru a promova această poezie dialectală, această poezie în grai bănățean, pentru că este foarte important ca tinerii și copiii să cunoască graiul bănățean, pentru că suntem ancorați în aceste plaiuri, nu numai din punct de vedere fizic și spiritual, dar și din punct de vedere al limbajului. Festivalul a fost organizat de Episcopia Caransebeșului în parteneriat cu Asociația Scriitorilor în Grai Bănățean și Parohia Ohaba Mătnic. În urma unei colaborări fructuoase între Asociația Scriitorilor în Grai Bănățean și Episcopia Caransebeșului, realizăm două mari proiecte. Primul este Festivalul Credință și Lumină, realizat în a doua săptămână după Sfintele Sărbători Pascale, iar cel de-al doilea proiect este un concert de colinzi și de poezie religioasă și dialectală sub denumirea de Asta e Sara, Sara Mare. Episcopia Caransebeșului sprijină astfel de acțiuni pentru că fenomenul literar al poeziei și al prozei în dialect este unul specific Banatului și are aproape 200 de ani de existență. Prin aceste creații, bănățenii au decis să conserve și să tezaurizeze averea culturală pe care o au în stăpânire pentru a o putea transmite mai departe așa cum au moștenit-o. În cadrul festivalului a fost prezentată revista Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, Tăt Banatu-i Fruncea, care a ajuns la numărul 126. Are o rubricație diversă cu diferite preocupări de la creație până la critică literară, de la poezie, proză, eseu, filozofie, mitologie, până la epigrame și fabule. Este un număr de 88 de pagini. Evenimentul s-a bucurat de prezența a numeroși copii și tineri alături de părinții lor, preoți, profesori de literatură, membrii Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, elevi și studenți teologi, iubitori de folclor. Poezia religioasă, aproape greu de întâlnit în poezia propriu-zisă românească, înflorește în flori de lumină aici, cu acest prilej al festivalului de spiritualitate și credință la Episcopia Caransebeșului. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian le-a înmânat la final tuturor participanților diplome și premii.